se pare foarte tare, e experiența vieții. Așa. Nu suntem obișnuite să stăm, vrem să facem, să alergăm, să facem autostop, să facem rost de bani. Cu oamenii, adică odată ce ne-am montat, n-ai cum să ne mai scoți de acolo, știi? Mi se pare puțin mai greu decât orice, treaba cu cazare. E cel mai dificil moment, pentru că să nu înțeleg oamenii și nu înțeleg limba asta. Și nu înțeleg engleză. Ei bine, cum s-au descurcat vedetele? Doar cu un dolar pe zi în buzunar, cât de greu le-a fost să-și găsească cazare singure? În Asia, o să vedeți la primăvară. Pentru că atunci începe la Antena 1 super show-ul Asia Express.